Iată-ne acum la Prosper, alături de Nea Darie, înaintea întrunirii FCSB Steaua, CS Universitatea Craiova. Nea Darie, două, trei cuminte, vă rog, despre această partidă. Am așteptat cu nerăbdare acest meci. Vrem să încununăm în această seară cu o victorie în fața oltenilor, cu 3-1, și să menținem locul 1 anul ăsta, să fim campioni. Ce ar putea fi mai frumos decât pentru dumneavoastră să deveniți campion într-un an în care dumneavoastră încercați să ajungeți la toate meciurile Stelei? Din câte am observat, dumneavoastră ați primit și un abonament. Ce semnifică acel abonament? Puteți să ne dați mai multe detalii? Deci abonamentul l-am primit să intru gratuit la toate meciurile Stelei de acasă, de pe teren propriu, și promit că am să vin la fiecare meci al Stelei acasă. Adică, practic, dumneavoastră ați primit cardul de cotizant, de membru cotizant, membru de onoare cotizant. Am primit cardul de membru de onoare gratuit, exact cum a spus și domnul Gigi Mustață, gratuit, la toate meciurile Stelei de acasă. Deci, începând de acum, dumneavoastră puteți să vă accesați, să zic așa, să accesați biletele gratuit și puteți intra la orice meci de al FCSB-ului Steaua, gratuit. La orice meci al Stelei de acasă voi intra gratuit. Bun. Ce așteptări aveți dumneavoastră de la suporteri? Evident, și-au susținut echipa, indiferent, deși echipa nu traversează o perioadă foarte bună, meci pierdut cu UTA, însă este un meci foarte important cu Universitatea Craiova. Vrem în această seară să facem un spectacol fotbalistic și să arătăm lumii că merităm locul 1 care suntem la ora actuală. Și acest an să fim campioni. Ok, vă mulțumesc.